cernici, părinți, stimată doamnă primar, domnule viceprimar, dragi oaspeți, iubiți credincioși, tuturor vă spun, în numele meu, a părinților vicare și a credincioșilor din comunitatea Sabaoani, vă spunem bine ați venit la sărbătoarea parohiei noastre. Avem un oaspete deosebit astăzi în mijlocul nostru. Este vorba despre preasfințitul Anibal Saldania Santa Maria, episcop de Bocas del Toro din Panama. Tuturor bine ați venit și îl rugăm pe preasfințitul Aurel să celebreze Sfânta Liturghie. Lăudați să fie Iisus Hristos! Vă salut pe toți cei care astăzi participați la bucuria parohiei Sfântul Mihail Arhanghelul din Sabaoani. Vă salut pe toți cucenici și părinți, consecventi și ceilalți preoți care au venit la sărbătoarea noastră. Vă salut pe dumneavoastră toți care sunteți în biserică sau ne urmăriți prin radio. Salut autoritățile locale, doamna primar și domnul viceprimar. Și la fel și eu îmi exprim bucuria că astăzi putem să avem o respirație așa mai universală, ce înseamnă Biserica Catolică, avându-l pe preasfințitul Anibal din Panama, acolo unde noi avem doi preoți și care lucrează în diaceza preasfințitului. A venit să ne vadă, pentru că a auzit de multe ori de noi și ne bucurăm că poate participa la un eveniment așa de frumos, cum este hramul bisericii, zi în care gândul nostru se îndreaptă către protectorul acestei comunități, Sfântul Mihail Arhanghelul, și alături de el sunt și Sfinții Arhanghel, Rafael și Gabriel. Tuturor vă aduc și salutul episcopului nostru Iosif, precum și a episcopului Emeric Petru, care vă însoțesc cu rugăciunea și binecuvântarea preasfințiilor lor. Iar noi ne dispunem pentru celebrarea Sfintei Liturghii, cerând iertare lui Dumnezeu de toate greșelile noastre. Mărturisesc! Yeah.
Să ne rugăm. Dumnezeule, care în înțelepciunea ta minunată, rânduiești rușinile înșelilor și ale oamenilor, fă-te rând ca viața să ne fie o trotină pe pământ, de aceea care îți bugesc bunuri înaintea feții tale în ceruri. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Lectura 1. Milioane de servitori îi slujeau. Citire din cartea profetului Daniel. Eu, Daniel, am privit până când au fost stabilite niște tronuri și un bătrân s-a așezat. Hainele lui erau ca zăpada și părul capului său ca luna curată. Tronul lui era flăcări de foc și roțile lui foc arzător. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii îl slujeau și zeci de mii de zeci de mii stăteau înaintea lui. S-a așezat la judecată și cărțile au fost deschise. Priveam în timpul viziunilor mele de noapte și iată cineva, ca un fiu al omului, venea pe norii cerului. S-a apropiat de bătrân și a fost adus înaintea lui. Lui i s-a dat stăpânirea, gloria și domnia. Și toate popoarele, neamurile și limbile îl slujesc. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, ce nu va trece, și domnia lui nu va fi distrusă. Cuvântul Domnului. Dar n-a avut putere și nu s-a mai găsit locul lor în
Atunci a fost aruncat dragonul cel mare, șarpele cel de la început, care se cheamă Diavol și Satana. Cel care înșală toată lumea a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncat și îngerii lui. Și s-a auzit un glas puternic în cer spunând: acum au venit mântuirea și puterea, împărăția Dumnezeului nostru și puterea unsului său, pentru că a fost aruncat afară acuzatorul fraților noștri, cel care i-a acuzat înaintea Dumnezeului nostru ziua și noaptea. Dar ei l-au învins prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au iubit viața până la moarte. De aceea, bucurați-vă cerul și cei care locuiți în el. Cuvântul Domnului.
excelențele voastre, dragă Părinte Paro, dragi confrați în preoție, iubiți credincioși, e mare sărbătoare aici, e hramul bisericii. Biserica mamă, din care s-au născut celelalte parohii și biserici din Sabaoani, i-a chemat pe fiii ei la sărbătoare și au venit aproape toți, cred, în frunte cu episcopul auxiliar, în frunte cu autoritățile locale, în frunte cu cei care doresc astăzi să se întâlnească cu Dumnezeu prin mijlocitorul lor puternic, Sfântul Mihail Arhanghelul. În momentul în care Părintele Paro mi-a făcut invitația să vin la hram și să spun câteva cuvinte, sigur, în sufletul meu și în mintea mea era acea neliniște în căutarea unei idei. Ce pot spune la o sărbătoare atât de mare credincioșilor, ca ei să rămână cu hrană sufletească și să se întoarcă acasă însuflețiți în credință. Și în urmă cu 10 zile, fiind la cursurile de formare pentru preoți la Hăian, am tras o fugă într-o seară, sincer vă spun, din curiozitatea de a vedea biserica, pentru că spre rușinea mea, în ciuda anilor de preoție, nu prea am fost pe aici. Și intrând în biserică, era rozariul, m-am uitat spre altar și văzând imaginea clasică cu Arhanghelul Mihail, mi-a venit și ideea pe care aș vrea la această sărbătoare atât de mare să o expun în fața dumneavoastră, și anume, viața este o luptă, o luptă aproape interminabilă între bine și rău, între lumină și întuneric, între har și păcat. O luptă dusă și în cer, vai, așa cum am auzit în a doua lectură. O luptă care după aceea s-a coborât pe acest pământ și continuă, care nu se oprește. Iar în această luptă cerească, Arhanghelul Mihail a avut rolul său, apărând dreptatea divină și fiind de partea celui care e Creatorul și Stăpânul tuturor. Această luptă însă, coborând pe pământ, are atâtea forme. Și ca să ne convingem că acest lucru este suficient doar să deschidem un canal de televiziune și vedem în mica și frumoasa noastră țară, așa cum o definim, lupte interminabile, dintre cele mai urâte posibile. Noi nu ne vom opri asupra acestor lupte, ci ne vom opri asupra uneia care ne privește pe toți, care este cea mai grea luptă de pe acest pământ și care neapărat trebuie câștigată. La ce i-ar folosi omului de a-l câștiga lumea întreagă dacă și-ar pierde sufletul? Iar această luptă are și un nume. Lupta cu tine însuți, numită pe plan spiritual războiul nevăzut. Războiul nevăzut din noi. Spunând aceste cuvinte, n-aș vrea să vă stric frumusețea sărbătorii. N-aș vrea ca Părintele Paro mâine să spună: băi, l-am chemat și pe acesta și mi-a stricat hramul. Sau dumneavoastră să vă întoarceți cu o stare sufletească care nu va opri în după amiaza aceasta, când vă veți întâlni cu prietenii și cunoscuții și, de ce nu, vă veți bucura de frumusețea acestei zile. De unde să pornim, fraților? De la noi înșine. Constatăm în ființa noastră o tensiune teribilă între bine și rău, între a iubi
și am urât între a face dreptate și nedreptate, în a fi în lumină sau prefera mai mult întunericul. Oare această tensiune din noi, pe care fiecare dintre noi o constată, e doar urmare a păcatului strâncesc? Nu este și un avort al nostru? Nu este cumva și un act deliberat al nostru? Concret, când faci un rău, faci pentru că ești slab, îl faci pentru că ești slab sau pentru că dorești și tu acel rău? Sfântul Paul are pagini foarte frumoase în acest sens și la un moment dat închide această pagină cu acele cuvinte: vai mie, cine mă va izbăvi de acest trup al morții? Să nu disperăm însă, iubiți credincioși. Dragostea de sine, de la care pornesc toate, nu este un rău în sine, ci este motorul și motivația vieții noastre de fiecare zi. Deci dragostea de sine nu este un rău în sine, ci este motorul și motivul întregii vieți pământești. Fără de această dragoste de sine, nu am muncit, nu am învățat, nu am construit, nu am mai întemeiat o familie, nu ne-am spate pentru nimic. Însuși Dumnezeu ne poruncește în cea mai mare poruncă a Sa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și pe aproapele ca pe tine însuți. Deci să te iubești. E acea dragoste de sine. Această dragoste de sine trăită ar trebui să meargă ulterior la dragostea față de semeni și mai mult decât atât la dragostea față de Dumnezeu. Atunci totul ar fi bine și armonios în viața voastră. Însă această iubire de sine, în cele mai multe ori, ia o dimensiune exagerată și este pervertită în totalitate, deci în totalitate aproape, de eul nostru. De aici provin cele mai multe rele de pe acest pământ. Pervertirea dragostei de sine, de eul nostru. Cum e pervertită această dragoste? Cei mai mulți sfinți părinți, și aici l-aș cita doar pe Sfântul Augustin, ne spun că în om, datorită păcatului strămoșesc, din dragostea de sine se nasc trei tendințe fundamentale care ulterior ne păcubesc extrem de mult. Și acestea trei tendințe sunt rezumate cu aceste cuvinte: pofta de a avea, dorința exagerată de a fi iubit și a iubi, și tendința de a fi mereu deasupra altora. Le vom lua pe rând. Deci rețineți de unde am pornit. De la un principiu sănătos, dragostea de sine, care, exagerată sau mai bine zis, pervertită de un propriu, ajunge la aceste trei tendințe mari. Pofta de a avea. Cine nu are această poftă? Ne vedeți pe noi de aici, pe dumneavoastră, lipsiți de această poftă? Nici de cum. Este în firea noastră. Este în natura noastră, însă Dumnezeu ne-a zis: stăpâniți pământul. Cu toții dorim să avem. Cu toții poftim să avem. Sfântul Augustin, în acest sens, ne spune: nu mi se cere să renunțăm la această poftă, ci să o reorientăm și să o legăm de izvorul ei, de Dumnezeu. Deci nu li se cere. E normal să dorești, să poftești. Dar reorientează această dorință acolo unde este izvorul ei, Dumnezeu și sufletul tău. E acea trecere, acel paște de la omul cel vechi la omul cel nou, de la Adam la Hristos.
Hristos, de la om până la adevăratul om, așa cum se exprimă Sfântul Benedict. Da, acest Paște, această trecere, ne duce la adevăratul om. Sfântul Augustin, de care am pomenit și o să mai pomenesc, declară, în două cuvinte, este trecerea, este Paștele de la cupiditas, deci la dorință păcătoasă, am putea spre noi, la caritas. În Evanghelie avem un astfel de exemplu. Atunci când pământul acelui om i-a rupit atât de mult și în loc să se bucure și să împartă, ce spune? Bucură-te! Ai de toate! Nu te mai privește nimic! Și ce îi spune Dumnezeu? Nebunule! Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi și toate câte ai adunat, ale cui vor fi? Iar în literatura noastră, și știm acest lucru, Hagi Tudose, zgârcitul prin excelență, prototipul omului care dorește în mod nebunește să aibă, își trimite sluga în apropierea morții sale să cumpere o găină ca să mănânce și el cu poftă. Și după ce mănâncă și se chiftuiește, îi spune slujitoarei, du-te și curăță penele de la găină și vindele ca să nu fie așa de mare pierdere că am cumpărat o găină și am mâncat-o. Și va muri aruncându-se asupra grămezii de bani, înfingându-și mâinile în ceea ce a adunat cu atâta zgârcenie. Iubiți credincioși, această poftă care pornește din iubirea de sine poate fi domolită și mereu reorientată. A doua dorință. Dorința de a fi iubit și a iubi. Și am inversat puțin logica. De obicei spunem dorința de a iubi și de a fi iubit. Omul de foarte multe ori dorește cel mai mult să fie iubit, mai puțin să iubească. Această dorință este exprimată foarte clar în paginile Sfintei Scripturii, chiar la început. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa și vor fi amândoi un lucru. De aceea se va despărți. Iar în acest act al despărțirii, că trebuie să se despartă, se găsește dimensiunea frumoasă a iubirii, care este dăruirea. Dăruirea. Și știm că noi în biserică vorbim de această dăruire atât de mult l-a iubit Dumnezeu, încât l-a dat, l-a dăruit pe Fiul Său. E acel agape de care vorbim noi de atâtea ori. Această dăruire făcută perfecționează omul. Familia este frumoasă, societatea este frumoasă, pentru că omul s-a dăruit, nu se iubește, ci se dăruiește. E chiar în sinonimă cu perfecțiunea creștină. Când omul nu înțelege această dăruire, atunci se întoarce doar spre sine însuși. Se vede doar pe sine, se iubește doar pe sine, e gelos pe tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Nu este niciodată mulțumit, tot timpul este morocănos și în familie și în societate. De ce? Pentru că el dorește să fie iubit și nu primește ceea ce ar dori. Devine un nostru, spune. Și în aceste zile ne-am săturat de nostru din Caracal, nu? Pentru că omul s-a iubit. Efectiv, a derapat de la adevărata menire a sa. Din această cauză, un astfel de om devine un diavol. De ce? Pentru că se spune despre diavol că este cel care se iubește doar pe sine. Vedeți unde am ajuns? De la iubirea de sine, netrăită ca lumea, am ajuns la acest derapaj. Cine ne va izbăvi de această tendință? Care este atât de frumoasă, iubiți credincioși. Suntem făcuți de iubire și pentru iubire. Ar trebui să fie de acest pământ, într-adevăr, paradisul. Și totuși, am ajuns acolo încât ne urăm unul pe altul. Nu ne putem suporta. Atâta ură. De unde? Dacă noi suntem făpturile iubirii. Am citit aceste rânduri undeva și aș vrea să vi le împărtășesc în privința unor trepte pe care ar fi bine să le pășim în această dăruire, imitându-L pe Dumnezeu.
Dumnezeu în Fiul Său. Prima treaptă, ni se spune în această expunere, este să accept că celălalt, indiferent cine este celălalt, Hristosul, soția, primarul, primărit, sau inginerul sau cine este, să-l accept pe celălalt care dreptul cel puțin la un defect. Deci să accept eu că celălalt are dreptul la un defect. A doua treaptă, după ce m-am urcat pe prima treaptă, să admit acum de data aceasta că celălalt este îndreptățit. Deci îndreptățit să aibă două defecte. A treia treaptă, să admit că am și eu măcar un defect. Măcar unul. Măcar unul. A patra treaptă, să suport criticile și să fac folos din ele. Vai, cât de greu să suport criticile. Ne facem careci rebele. A cincea treaptă, să-i recunosc dușmanului meu cel puțin o singură calitate. Cel puțin. Nu este drag atât de drag, cum se spune. Are și el poate o singură calitate. A șasea treaptă, a șaptea treaptă, încurcat treptele. A șaptea treaptă, să mă străduiesc să am și eu calitățile recunoscute în ceilalți, nu cele recunoscute de mine. Să recunosc și să mă zbat să am și eu acele calități. A opta treaptă, să încerc să-L văd pe Hristos în aproapele meu, indiferent cine este. Să încerc să-L văd. A noua, să-L regăsesc pe Hristos în fratele meu, cu toate defectele și păcatele Lui. Și a zecea treaptă, să nu judec pe nimeni. Căci dacă am judecat pe cineva, am dărâmat totul. Nu judecați și nu veți fi judecați. A treia tendință, de a fi mereu deasupra altora, este firească această tendință, ca și în celelalte două. De aici, în trecerile sportive, în trecerile dintre oameni, în trecerile la o școală, cine vrea să fie și cine trebuie să fie premiat, apoi din dorința de a face o casă frumoasă, de a cumpăra o mașină pe măsură, de a avea o soție frumoasă, de a avea cel mai frumos bărbat, dorința de a fi un mic șef, de a fi primar, dorința să fii deasupra altora, să ajungi episcop, să ajungi chiar și papă, dacă este posibil. Și nu este o dorință rea. În Sfânta Scriptură se spune, te doriți să ajungi. Pervertirea acestei dorințe se face însă prin pierderea echilibrului. Da, frate. În momentul în care omul a ajuns acolo unde a dorit, își pierde capul. Nu mai este cine trebuia să fie. Și cred că v-ați convins de atâtea ori. Avem o expresie cu Oltene, știți, când ajunge olteanul șef, ce face prima oară? Cam așa este. Ne pierdem capul. Pe o poziție înaltă de dominare, omul își pierde de tot echilibrul. Se crede stăpân peste toate. Devine un dictator. Dorește să rețină totul pentru sine. Iubește la nebunie cultul personalității. N-ați văzut câte icoane avem pe străzile noastre? Vrea toată puterea, toată bogăția. Vrea să contabilizeze totul. Nimic să nu miște în formație, mai ales dacă este președinte de partid. Să aduci totul, totul la tine. Cel în cauză crede că are mereu dreptate. Numai el are dreptate, nu și altcineva. Numai el are ultimul cuvânt. Nu recunoaște că a greșit vreodată. Nu cere niciodată iertare. Aici eu devine idol. E acea veție a puterii. Și omul e total dependent de această veție.
Mi-amintesc de un exemplu, dar nu știu dacă este exemplu sau poveste despre o familie care a făcut 25 de ani de căsătorie. Era bucuroasă. Copiii au venit acasă, au făcut mare sărbătoare. Dar după un an de la această sărbătoare atât de frumoasă, s-au despărțit. Pe mir. De ce? Dintr-o ceartă pe care au tras-o și apoi, știți că la o ceartă, fiecare îl încarcă pe celălalt cu tot ceea ce are mai mult în viața sa. Și au stat 7 ani despărțiți. După 7 ani, s-au gândit să se împace cu biserica, nu permite divorțul. O separare, da, decât să-și scoată ochii, mai bine să se separe, nu? Și s-au împăcat, au făcut din nou seara romantică, cum zicem noi, după atâta timp, cu lumânări, cu mâncare mai bună, și s-au așezat pe o canapea să se uite, bineînțeles, la televizor, la Antena 3. Da. Și uitându-se acolo, depunându-și amintirile, au început să spun, știi, îți mai amintești de ce ne-am certat noi? Păi cred că mi-amintesc, știi, ne-am certat de la cel șoarece. Da, ai dreptate. Dar să știi că tu ai deschis atunci ușa și ai lăsat-o așa. Nu, șoarecele nu a intrat pe ușa, a intrat pe fereastră. Pentru că tu ai lăsat ușa, fereastră deschisă. Și de aici geanta a plecat în aceeași seară. De ce? Amândoi credeau că au dreptate totală. Cu un șoarece care a intrat ori pe ușă, ori pe fereastră, dar era un șoarece până la urmă. Vedeți unde ajunge? De unde se dă certurile cele mai mari din această iubire de sine? Spunând toate acestea, iubiți credincioși, oare nu l-am uitat pe Sfântul Patron? Nu l-am uitat pe Sfântul Mihail? Tocmai aici este punctul său de intervenție. Tocmai aici. Ca să reorientăm toate tendințele noastre în această luptă cu noi înșine, avem nevoie de ajutorul divin. Da, frate, nu poți lupta de unul singur. Nu! În această luptă teribilă care este lupta cu tine, am spus, nu poți lupta de unul singur. Ai nevoie de Dumnezeu. Ai nevoie de puterea lui Dumnezeu. Ai nevoie de sacramentele bisericii. Ai nevoie zilnic de cuvântul lui Dumnezeu. Ai nevoie de taina Sfintei Împărtășanii. Ai nevoie de așa de multe. Și n-am expus acum, poate cu altă ocazie, care sunt armele pe care trebuie să le folosim în această luptă cu noi înșine. Sfântul Mihail este cel care are mereu sabia scoasă. Este imaginea luptătorului lui Dumnezeu. Și mă bucur să văd și cred că Săboan este această atitudine. Am mai auzit noi că de ceva, nu? Luptătorii lui Dumnezeu, dar în bine, în frumos, în adevăr, în dreptate. Și ați văzut că Sfântul Mihail ține un cântar acolo. Cântarul este, dar chiar m-am uitat dacă pictorul n-a greșit, cu talerele, nu? În mod egal. Ce cântărește Sfântul Mihail? Aduce echilibrul de care avem nevoie, fraților. Aduce echilibrul în viața noastră. Un echilibru care este atât de necesar, de nici nu ne închipuim, căci fără de el, aproape dărâmăm totul. De aceea venim la el și mereu spune, dă-mi, Doamne, echilibrul necesar în viață. Să am, dar să nu nebunesc ca vânt. Să iubesc, dar să nu excelez în senzualitate deșânțată. Să fiu undeva, să ajung pe o scară socială, e normal, dar să nu-mi pierd mințile. Dă-mi echilibrul necesar. Sfântul Augustin atât de clar exprimă această idee când spune, cum iubești, așa ești. Deci, cum iubești, așa ești. Iubiți pământul? Întreabă el. Pământ vei fi. Ce să spun? Îl iubiți pe Dumnezeu? Veți fi Dumnezeu? Și spune el, cu finezia sa sufletească și cu pana sa urită,
Nu îndrăznesc să spun aceasta eu, că dacă îl iubiți pe Dumnezeu, veți fi Dumnezeu. Nu mă îndrăznesc să spun aceasta eu. Mai bine ascultați Scripturile care spun. Am zis că sunteți Dumnezeu. Sunteți toți fii ai Celui Preanalt. De fapt, iubiți credincioși, acesta este scopul oricărei celebrări. Acesta este scopul Hramului. Și anume, să ne amintească cine suntem și cine trebuie să fim. Să ne echilibreze în această luptă pământească. Să ne ajute să fim la înălțimea chemării noastre. Și eu, ca trecător vremelnic prin această comunitate parohială, nu am altă dorință mai mare decât să vă văd pe toți ca fii ai lui Dumnezeu. Să trăiți ca fii ai lui Dumnezeu. Iar în frunte să-l aveți mereu pe Sfântul Mihail, e adevărat, cu sabia scoasă și cu cântarul în inimă. Și cu cântarul și în minte. Și tuturora să ne amintească marele adevăr, enormul adevăr. Nimeni nu e ca Dumnezeu. Nimeni. Lăudați să fie Iisus și Maria. În dreapta mea distrug, macină pereții.
Vă mulțumim frumos și bunul Dumnezeu să vă răsplătească cum știe El mai bine. Fraților prea iubiți, în nevrăjinita sa înțelepciune Dumnezeu i-a creat pe Sfinții Îngeri ca să împreamărească din cetat pe Creatorul lor, iar pe noi să ne apere de celălalt. Să ne bucurăm de prezența lor și, în mod special, de prezența Arhanghelului Mihail, patronul acestei comunități, și să rugăm pe Dumnezeu împreună cu El. Dumnezeule, Stăpânul Universului, ajută-ne să îndeplinim voința Ta, așa cum o îndeplinesc în cer Sfinții Îngeri. Domnului să ne rugăm.
Rugați-vă, fraților, pentru că așa este mea și a voastră, să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Să-i aducă numelui Tău jertfă curată.
De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină Duhul și Sfințele Sfântului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cer, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. Christos, Christos, she in Christos, see.
că ajutați de milostivirea ta să fim bunurile liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, că ai rezis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace meu dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește-i de lui pacea și unirea după voința ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Thank you.
Să ne rugăm! În violați de pâinea cerească te rugăm cuvenință, Doamne, ca înzestrați cu aceste noi puteri și sub urotirea fidelă a Îngerilor, să înaintăm puterii pe calea mântuirii prin Hristos, Domnul nostru. Pueblos originarios indígenas,
originari băștinași sau indigeni. Afrodescendientes. Afro-caribieni, afrodescendenți. Imigranți centroamericani. Imigranți din America Centrală. Y población latina. Și poporul latin. Sau populația latină. Mi iglesia local solamente tiene 7 parroquias. Prelatura de Lucas del Toro are doar 4-7 parochii. Y cuento con 13 sacerdotes. Și doar 13 preoți. No tengo seminaristas. No tengo sacerdotes. Seminariști, nici preoți proprii. Propios, solamente uno es panameño, los otros 12. Doar unul este din Panama și episcopul tot din Panama. Los otros 12 son de distintas nacionalidades. Colombia. Ceilalți 12 sunt din Colombia, Colombia, Guatemala, República Dominicana, España, Indonesia y Rumanía. Solamente uno es panameño y un servidor, el obispo. ¿Se entendió? Sí. Soy obispo desde el año 2008, 37 sí. años de sacerdote. Soy episcopo de 2008, 37 años de preoție. Y 11 de obispo. Rezan por nosotros. Rugați-vă pentru noi. Mulțumesc. Fecioară Maria, Regina Rosariului din Sabaoani.
suntem invitați să participăm cu toții la această sărbătoare a parohiei vecine. În acest sens, în comunitatea noastră, liturghia de la ora 10 și jumătate va fi suspendată. Liturghia hramului, în parohia vecină, va fi la orele 11. Se cuvine acum, la sfârșitul acestei ceremonii frumoase, să-i mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această sărbătoare și Sfântului Arhanghel Mihail, care încă un an ne-a ocrotit și a mijlocit pentru noi. Mulțumim Excelenței voastre, Preasfințite Părinte Episcop Aurel, pentru prezența în mijlocul nostru, pentru rugăciuni, și vă asigurăm la rândul nostru de rugăciunile noastre și nu uitați că sunteți mereu așteptat cu dor și cu dragoste în comunitatea în care ați crescut. Vă mulțumim, Preasfințite Aurel. Părinte Ghiț, așa cum îl numim noi, preoții pe Părintele Predicator, care mi-a cuvântat astăzi, a spus la un moment dat, mi-e frică ca Părintele Paro să nu spună că i-am stricat hramul. Eu n-am auzit niciodată ca Părintele să strice vreun hram, din contra. Dragă Părinte, vorba multă sărăcie a omului în privința mea, vreau să vă spun doar atât. Dumnezeu să vă dea sănătate ca să puteți împărtăși și îmbogăți pe credincioși cu înțelepciunea cu care Providența Divină v-a înzestrat. Vă mulțumim, Părinte! Părintele lucrează în parohia Sfinții Petru și Paul din Onești. Mulțumim, Părinte! Mulțumesc părinților vicari care stau mereu aproape. Mulțumim corului care au cântat, a cântat atât de frumos astăzi, tuturor coriștilor, domnului dascăl Marian, doamnei dirijoare Simona, fiecărui corist în parte. În fiecare săptămână, cu eforturi, vin obosiți de la servici, lasă soțul, soția acasă, copiii și vin să se pregătească pentru ca ceremoniile, sărbătorile noastre să fie cât mai frumoase. Vă mulțumim, dragi corești! Mulțumesc ministranților, surorilor de la bucătărie, vă mulțumesc pentru florile frumoase, pentru contribuția pentru flori. Uitați cât de frumos este aranjat altarul nostru. Mulțumesc pentru ca sâncele de la intrarea în biserică, câteva gospodine din comunitate, Părinte, așa de dor ne este, înainte, când eram copii, erau ca sânci de sărbătoare. Faceți, fraților, și uitați, oarecare timiditate au făcut lucrul acesta. Felicitări! La ieșirea din biserică, fiecare credincios, cine dorește, va putea servi o felie de cozonac și un păhărel de vin. Cozonacul și vinul sunt donații ale unor credincioși din comunitatea noastră. Dumnezeu să-i răsplătească și sper să fie doar un început. Doar un început. După amiază nu va fi nicio sfântă liturghie, pentru că doamna primar, gospodina comunei noastre, împreună cu Consiliul Local, au pregătit un program artistic, din câte mi se pare, începând cu ora 5. Ora 5, așa. Așa că sunteți invitați după amiază să vă distrați, să stați puțin împreună și să vă mai întâlniți povestindu-vă de ale dumneavoastră. Mulțumesc tuturor oaspeților care au venit din alte părți. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Sfântul Mihail să vă ocrotească peste tot unde vă întoarceți. Mulțumesc preoților, eram să uit, vai de capul meu ce pățeam. Mulțumesc tuturor preoților care și, deși este duminică, au făcut eforturi mari ca astăzi să participe la Sfânta Liturghie, să fie alături de noi. Mulțumesc tuturor, dacă am uitat pe cineva, Dumnezeu să mă ierte și Dumnezeu
dumneavoastră la fel și vă doresc o sărbătoare cât de frumoasă și binecuvântată. Vă mulțumim și eu, fiți credincioși, de bună la mărătare de Dumnezeu astăzi, pentru Sfântul nostru patron și rugăm pe Sfântul Mihail să regheți mereu asupra comunității noastre din Sabaoani și asupra tuturor celor care sunt plecați în alte părți și care cu siguranță astăzi, prin internet, au voie să vadă cum este Hramul la Sabaoani. Îi salutăm pe toți cei care ne-au urmărit prin internet și prin radio, în radio local și vă doresc și eu să aveți parte de o sărbătoare frumoasă și binecuvântată. Domnul